Cultura acasă. Cultura acasă este un proiect european lansat de Fundația Culturală Idee Europeană. Obiectivul proiectului îl reprezintă impactul pandemiei asupra culturii, impact care este, în opinia unor experți în domeniu, devastator. Participă importanți artiști, scriitori, români contemporani, personalități marcante ale vieții culturale, romancieri, poeți, prozatori, critici, traducători, editori și istorici literari, regizori din țară și din România, Italia, Spania, China, Israel, Grecia și Suedia. Vrem să facem un schimb de experiență cu scriitori, profesori, artiști, editori, traducători, mai exact cu oameni de cultură, ca să vedem cum rezistăm în aceste condiții la limită. E propice pandemia creației? E propice pandemia scrisului, reveriei, meditației, rugăciunii, cititului? Vom ieși schimbați din această experiență la limită? Ce le dorim tinerilor de toate vârstele care urmăresc mesajele noastre? Curaj? Rezistență? Să recurgă la lectură, la arte, ca la o modalitate de a rezista presiunii psihice rezultate din lunile de izolare? Printre participanți îi urmărim, îi citim și îi ascultăm pe Irina Țurcanu Francescone, scriitor, traducător din Italia, Iosu de Solaun, pianist, compozitor din Spania, Petru Iamandi, profesor, traducător, publicist, Mircea Platon, istoric, scriitor, publicist și editor, Ștefan Borbei, profesor, critic și istoric literar, Constantina Raveca Buleu, scriitor, eseist, critic și istoric literar, Bogdan Popescu, scriitor, publicist, traducător și editor din Suedia, Teodor Codreanu, profesor, critic și istoric literar, istoric al mentalităților și filozof al civilizațiilor, Victor Voicu, savant, medic, virusolog, Alexa Visarion, regizor și publicist, Ding Shao, profesor, romanist și traducător din China, Angela Bratsu, traducător, publicist și profesor din Grecia, Adrian Majuru, scriitor, istoric și editor, Aura Cristi, poet, romancier, eseist și editor, Dragoș Nelersa, editor și publicist din Israel, Mihaela Rusu, jurnalist și publicist, și Adrian Lesenciuc, scriitor, profesor, critic și istoric literar, care ne vorbește din miezul pandemiei. Pe timpul pandemiei a fost totul foarte greu. A fost greu din punct de vedere creativ, pentru că gândul a fost mereu la ceea ce se întâmplă, la a te întreba ce se va întâmpla mâine. Și asta a pus un fel de frână creativității. Cultura în vremea de pandemie înseamnă cultura în vremea de izolare și dezolare, atunci când sensurile se tulbă și pare că dispar. În fața dispariției reale sau simbolice a vieții, așa cum o știam noi, putem simți nevoia să ne reafirmăm reperele, să facem apel la tot ceea ce ne-a nutrit identitatea, fără a ne lăsa să ne simțim singuri. Recluziunea epidemică ar trebui să fie favorabilă scrisului, fiindcă îl rupe pe creator de mirajul străzii, al exteriorului, și îl închide în casă, logică ce ne îndeamnă să credem că numărul manuscriselor desertare a sporit copleșitor de la instalarea pandemiei,
ceea ce ne așteaptă fiind un blocaj dramatic datorită incapacității editorilor de a gestiona uriașa cantitate de creativitate aflată pe hard disk-uri. Prematur, cu siguranță, dacă îndrăznesc să analizez semnele, sfârșitul verii și primele săptămâni de toamnă au reușit să instaureze în mine ceva ce înainte de pandemie nu credeam că voi pierde prea curând. Hubrisul subiectivității, evident, și anume sentimentul unei normalități personale recucerite. Agresiva criză declanșată de pandemia COVID-19, care a invadat toate instituțiile și mediile sociale și culturale din lume și din țară și care preocupă într-o proporție covârșitoare mass media, a pătruns și în straturile culturii majore, favorizând scriere de studii, eseuri de cărți semnate de personalități importante. Problema este să nu ne pierdem speranța. Forța noastră a omului este speranța. Speranța. Forța asta este uriașă pentru că este suportul nostru în mai bine. Vom scăpa de aceste pandemie și vom ajunge din nou la lumină, în ghilimele. Ca întotdeauna, familia dă valoare și traseu de dezvoltare unui copil, unui adolescent. Bineînțeles că la noi în casă existau cărțile lui Plaga. Și mama mea, singură fiind, tata era la canal, îmi citea încă din pruncie, din poeziile lui Plaga. Apoi, odată cu această lipsă esențială din pregătirea unui tânăr, am început să citesc eu din trilogia culturii. Cu cea mai mare parte a populației lumii în carantină, planeta este în exil, exilul la domiciliu. Pentru mine, cea a cărei esență era mișcarea și lumină, iar călătoria era calea de a rămâne concentrată pe ceva, este ca și cum mi-am pierdut simțul orientării. Pentru aceia care nu au șansa să aibă o bază echilibrată în familie și în anturajul apropiat acesteia, să aibă acest prim pas cu dreptul, atunci intervine societatea și pârghile statului, ceea ce nu se întâmplă. Când mă gândesc la cultură, mă gândesc în mod inevitabil la carte, la bibliotecă, mă gândesc la cultura generală, mă gândesc la valorile fondatoare, familie, tablele legii, credință, educație, școală și la alte câteva lucruri. Când mă gândesc la cultură, mă gândesc inclusiv la modernitate, mă gândesc la Evul Mediu, mă gândesc la bisericile care practic au adus cultura în inima cetății, ca să spun așa. Cultura și transmiterea culturii de la generație la generație, adică educația, au suferit în perioada de pandemie din lipsa dialogului direct. Cultura și educația în rețea, mediate prin intermediul tehnologiilor, sunt simple forme de suplinire pentru o anumită perioadă de timp a ceea ce ar fi putut fi și care nu este tocmai ceea ce ne imaginăm acum că ar fi fost o viață culturală normală.